Românii iubesc creditele, însă scumpirile au îngreunat bugetul personal, așa că unele rate nu au mai fost achitate. Sistemul bancar românesc se confruntă cu o situație alarmantă. Numărul debitorilor a atins un maxim istoric, iar rata creditelor neperformante este în creștere. Potrivit datelor centralizate de Banca Națională a României, numărul debitorilor, atât persoane fizice cât și juridice, a crescut cu peste 56.000 în primele 4 luni ale anului 2024, ajungând la aproximativ 1,77 de milioane. De la peste 3% în decembrie 2020, rata creditelor neperformante a scăzut constant până la mai mult de 2% în decembrie 2023. Cu toate acestea, anul 2024 a marcat o schimbare de trend, astfel că la sfârșitul lunii aprilie, rata creditelor neperformante a crescut la 2,41%. Această tendință arată o deteriorare a calității portofoliului de credite în sistemul bancar, fapt ce ar putea avea consecințe serioase asupra stabilității financiare. Un alt aspect îngrijorător este creșterea numărului debitorilor persoane fizice cu restante la plăți mai mari de 30 de zile. La sfârșitul lunii aprilie, peste 494.000 de debitori se aflau în această situație, în creștere constantă de la peste 481.000 în luna octombrie anului 2023. Practic, unul din patru debitori persoane fizice are cel puțin o lună întârziere la plata ratelor, indicând o dificultate semnificativă în gestionarea datoriilor personale. Această situație reflectă în parte provocările economice mai largi cu care se confruntă România. Inflația în creștere, rata șomajului și costurile de trai în creștere pot contribui la dificultățile întâmpinate de debitori în onoarea obligațiilor financiare. În plus, politicile de creditare mai relaxate din anii anteriori ar putea fi un alt factor care a dus la creșterea numărului de debitori și a ratei creditelor neperformante.